Băiețelul de 2 ani care a stat 25 de ore în pădure se întoarce acasă. Este în afara oricărui pericol și chiar a povestit cum a știut să supraviețuiască în fric și în pustietate. Ariana a mers singură aproape 5 ore și a fost suficient de inspirat să se adăpostească sub un copac. Mobilizarea de forțe a fost impresionantă. Aproape 400 de oameni, câini de urmă, elicoptere și un avion de mici dimensiuni au fost pe urmele copilului. Vă avertizăm, urmează detalii cu puternic impact emoțional. Ce face Arian? Era un lup. Era un lup? Da, da. Mare sau mic? Nu, da, mare. Mare? Da, da. Unde ai fost, știi? Am dat picioare. Nici nu am cuvinte de bucurie, cum pot să exprim. Și ți-a fost frică în pădure, Arian? Ți-a fost frică în pădure? Da, o frică. La 2 ani, Arian este un mic supraviețuitor. Pe patul de spital, copilul a încercat să povestească prin ce a trecut o noapte în pădure. Singur, desculț și în prag de hipotermie, băiețelul s-a adăpostit sub un copac. Așa a scăpat cu viață dintr-o aventură uluitoare. Ai văzut lupul? Ai văzut lupul? Da. Te-ai urcat în copac? Da. Oh. Dar ți-a fost frică acolo în pădure? M-a spus. M-a fost frică. Au fost atât de bine organizați încât, nu știu, nu am văzut în viața mea atât de bună organizație ca lor. Deci foarte frumos și vreau să le mulțumesc din tot sufletul și din toată inima că au fost alături de noi în cele mai cumplite momente. O armată de oameni a fost pe urmele băiețelului timp de 24 de ore. Într-un final, 3 polițiști l-au auzit de departe și l-au adus pe brațe părinților. Laurențiu, Emanuel și Ionuț sunt cei 3 salvatori. Cea mai importantă misiune din viața noastră? Probabil că da. Nu vă pot exprima în cuvinte. Sunt emoționat. Câți copii aveți dumneavoastră? 2. Asta va... 2 copii care... Fapt care m-a făcut să nu stau acasă, să ies la căutări. Este o minune? Da. Mulțumim Dumnezeu, da. Că asta, când am trecut pe lângă mănăstiri, ne-am rugat, am zis, să dea Dumnezeu să-l găsim. Și așa s-a întâmplat. Ultima dată, Arian fusese văzut pe camerele de supraveghere în zona cantonului Silvic. Plângea și o striga pe mama lui. La mai bine de 4 km din acest punct, în apropierea mănăstirii Sihăstria Voronei, copilul s-a oprit. Cam 3 ore de mers pe jos pentru un adult, pentru un copil, probabil vreo 4-5 ore. Norocul lui probabil că a stat sub copac și ăsta l-a dus, că dacă stătea în câmp deschis, poate era altfel. E teafăr? Unde? L-au găsit? E teafăr? L-au găsit? Când au aflat că fiul e teafăr, părinții lui Arian nu s-au mai putut stăpâni. Tatăl pakistanez a îngenunchiat de fericire. Thank you so much, Romania! Mulțumesc, Romania! Mulțumesc, Tudara! For all you! Your son will be alive? Yes! I was expecting, I was have that feeling, I'm father, I was expecting. God is give me and God gonna give me back. Mami, ești aici? Așa mi-a spus. V-a zis cum a fost noaptea în care... Da, mi-a spus, a zis că a mers foarte mult și că a zis că s-a speriat. Arian este în afara oricărui pericol. A stat noaptea trecută internat la spitalul de pediatrie Botoșani. He was in the ambulance, he just saw me and he says his mommy was speaking with him in Romanian language and I was speak little. She says is here you tatis and I just saw his face. He said tati, he was so excitement. Starea generală, așa cum este la ora actuală, nu pune probleme de sănătate. Deci îl încălzim și cam atât. Anul trecut au fost raportați peste 7500 de copii dispăruți. Șansele de găsire a unui minor pierdut scad dramatic după o zi, iar la 48 de ore șansa de a fi găsit în viață tinde spre zero. Mulțumesc! Afli oriunde-i fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.